Bună ziua, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Leu, sunt Tarotela cu o etalare pe jumătatea lui august până în septembrie, când Ofise se manifestă prin septembrie, poate chiar și mai încolo. Eu așa o încadrez, oarecum mai larg, nu-i dau un termen chiar fix. Am pregătit cărțile. Dacă se va auzi gălăgie, vă rog frumos, suportați, pentru că vecinul își acoperă casa cu un nou acoperiș. Bine, până acum a fost liniște, ieri a fost nebuneală. Sper totuși să nu fie gălăgie. Faceți abstracție, noi trebuie să mergem mai departe, câte un pic. Și așa ieri n-am făcut nimic, tot din cauza gălăgiei. Toți vecinii fac construcții. În fine, este normal. Primul mesaj a venit. Soft. Soft înseamnă moale. 47, 7 cu 4, ce înseamnă 11, da? 11. În primul rând, 11 și 11 se reduce la 2, la relații. Voi în relație cu cineva, cu oricine, încercați să vă mai îndulciți, să vă mai muiați într-un fel sau altul. Poate că într-un fel sau altul, depinde și de aspectele voastre planetare, aveți unii tendința să fiți evident combativi, dar încercați să fiți de data asta mai defensivi, da, mai defensivi. Concentrați-vă pe latura voastră frumoasă, creativă. Concentrați-vă focus on love, concentrați-vă pe dragoste, pentru că alt mesaj din seria mesajelor de la îngeri spune că trebuie să aveți credință. Probabil că acest mesaj vine pentru cei care au trecut prin multe, își doresc niște chestii, au de luptat, evident, și atunci trebuie să ai credință că se va manifesta ce vreți voi să manifestați. Însă, în acest proces de manifestare, dragii mei, cei care știu ce înseamnă manifestare, contează foarte mult credința, mult mai mult decât munca. Da, munca fizică sau implicarea sau consumul de energie. Că o fi relații, că aveți undeva și o situație în care cineva poartă măști, depinde, de la persoană la persoană, există o situație în care nu aveți de-a face cu o persoană sinceră. Că sunteți voi care sunteți obligați să purtați măști cu oameni sinceri, evident. Iar poate să varieze, dar, dragii mei, decât să vă bateți capul să vedeți ce e în spatele măștilor, mai bine concentrați-vă pe dragoste, pe dragoste față de voi, că e încă zodia leului la mulți ani pentru cei care încă n-ați sărbătorit și pentru cei care ați sărbătorit încă o dată la mulți ani. Aveți credință și aveți răbdare, interesant, răbdare în ceea ce vreți să manifestați și credință. Și fiți doritor să exprimați dragostea, take a chance on love, probabil, new love, da, ce bine, într-o altă direcție, nu în această direcție în care s-au purtat măști. Da, și nu măști de protecție pentru COVID, nu s-a păstrat distanța regulamentară din cauza de COVID, ci din cauza de secrete. Asta pentru că l-am dat, am văzut și un soi de marea preoteasă în timp ce am amestecat unul din seturi de cărți. Niște situații, da? Se vede. În general, cei care știți engleză puteți să citiți, cei care nu știu, se vede că este cineva cu mască și cineva cu spatele. O poveste de dragoste, pasiune, nu zice nimeni că n-a fost, dar nu a fost sinceritate și nu s-a dorit ceva de lungă durată, s-a dorit doar pasiune. Deci aveți răbdare, fiți doritori să exprimați dragostea, dar dați-vă șansa să mergeți înspre dragoste și, dragii mei, înspre o nouă dragoste. Până una alta, mai relaxați-vă un pic. Interesant, relaxați-vă și indulciți-vă soft, da? Relaxation, rest, odihnă. Aveți nevoie de odihnă, de calm, da? De un pic de meditație, de un pic de zen, da? Și elaborați-vă un pic abordarea și cu voi, și cu voi, și cu ceilalți. Și în momentul în care vă elaborați, vă curbați după situație, da, sunteți flexibili oarecum, puteți să manifestați lumina, adevărul, într-o formă sau alta. Nu neapărat în situația aceea, probabil că l-am dat, știți, minciuna are picioare scurte, cândva se va afla adevărul despre această situație. Dar
În general, adevărul este un concept foarte complex și se poate manifesta pe mai multe planuri. În acest motiv am zis fiți flexibili, fiți mai blânzi ca să puteți manifesta lumina. Lumina din voi, da? Lumina din voi în mod special și lumina în general. La capătul setului de cărți, o carte care a apărut și la etalarea generală. Daruri er primite. Evident că unii veți primi daruri. Cât de mici veți primi, măcar un la mulți ani, măcar un pupic, o îmbrățișare. Deși, na, pentru lei a trebuit un pic mai mult. Însă, cel mai frumos este că veți primi niște daruri divine în această perioadă și această carte, 13, pentru mine înseamnă transformare, aceste daruri vă vor transforma. Frumos ar fi să fie o abundență de credință, de încredere, de răbdare, de dragoste, de acea nouă dragoste, interesant, da? Poate se va manifesta la un moment dat pentru unii, zic poate pentru unii, această nouă dragoste se poate manifesta în multe feluri. Nouă dragoste, evident, poate să fie și dragoste față de voi, care e foarte importantă. Puțin o avem și tot timpul trebuie să lucrăm la ea. Și concentrați-vă, da? Concentrați-vă pe dragoste. Interesant este că în spatele acestor daruri apare și drop into your heart. Picurați în inima voastră sau strecurați-vă și picurați-vă în inima voastră tot ce e mai frumos, bucuria de moment. Dacă e ziua voastră, petreceți, bucurați-vă. Că nu știm mâine ce o să fie, da? Bucurați-vă astăzi, că mâine e o altă zi. Fiți în prezent și folosiți acest prezent în direcții pozitive. Și în primul rând, intrați în inima voastră și îndulciți-vă acolo inimioara, pentru că am senzația că unii ați trecut prin niște situații destul de dificile. Așa simt eu. Picurați în inima voastră. Posibil și aceste daruri picură în inima voastră și vă schimbă, vă îndulcesc. Într-o formă sau alta, la seria cealaltă de cărți a apărut 7 de bâte, semn de foc și nebunul. Că sunteți voi în relație cu un nebun. În general, nebunul pentru mine este semnul berbecului cu spida pești berbec. Poate să fie și cineva uranian, da? Semnul vărsătorului. Asta așa, dacă vreți semne. Da, eu m-am cam săturat să dau semne pentru că oamenii nu se manifestă conform zodiei. Se manifestă conform lui Venus, al lunii, al lui Marte. Deci, un rege de o anumită culoare, factură, poate să aibă o totală diferită zodie. În fine, deci, mai aveți și un semn de pământ, să zicem, o fecioară cu care nu sunteți în relații foarte bune, unii dintre voi, pentru că această fecioară a venit cu capul în jos. E o situație nesigură, nesigură, e o chestie. Ideea este că vă doriți să vă apărați, sunteți defensivi și vreți să vă apărați această credință, nebunul are credință, da? Și aveți credință, aveți credință. Și vreți să riscați într-o nouă direcție și din cauza asta sunteți defensivi. Nouă de monede este și o persoană singură. Faptul că a venit invers și cu aceste cărți care vorbesc despre un nou început, deocamdată nu văd că ați intra într-un cuplu, că ați merge către 10. Am senzația că regresați un pic, mergeți către 8. Dar nu e problemă că și 8 înseamnă transformare. Și este luna august. Și văd 8 la capătul setului de cărți. Probabil vă separați de cineva, că nu degeaba a apărut acest 0. Poate să fie și relație în familie, poate să fie și la locul de muncă. Vă separați de cineva, că tot avem monede. Nu prea stați foarte bine cu banii și trebuie să mai lucrați acolo. De-aia am zis, dacă e vorba de relații, de colaborări, fiți mai... care era cuvântul, că mai scapă și mie, diplomați, da, fiți mai diplomați, soft. La capătul setului de cărți vă doriți să manifestați această transformare financiară, pentru că ați pierdut financiar din niște motive. Poate ați investit unii dintre voi în ceva și uite așa se consumă banii pentru că trebuie reparați o grămadă de lucruri. Atunci când investești, v-ați cumpărat eu știu ce și trebuie să vă refaceți finanțele continuu. Și aveți un stres, vă blocați un pic mental. Dacă sunteți în starea asta, nu puteți să manifestați. Da? Pentru unii poate să...
Poate să fie o persoană manipulatoare la locul de muncă, pentru că sunt spade, nu zic musa e semn de aer, dar sunt spade și spadele reprezintă aer, comunicare, nu neapărat zodie, comunicare, da? Cu cineva care are tendința să manipuleze. Să vă facă în așa fel încât să faceți cam cum vor ei. Mare grijă dacă e la locul de muncă. În continuare, am zis că vreți să manifestați o transformare. Transformare mentală, că asta înseamnă 8 de spade. Vreți să ieșiți dintr-o idee fixă, din niște griji, dintr-un stres, eventual dintr-un mediu. Vreți să munciți în transformarea voastră, să vă alchimizați un foc aici. Să nu uităm, o fi semn de pământ, dar aici este foc, aici sunteți voi, da? Turnând aur, că aurul ține de zodia leului. Și cred că cel mai mult vreți să vă transformați mental și fizic, poate aceste monede să țină și de munca voastră fizică, în tratamentele voastre, pentru că văd o regină de cupe, să vă transformați în această direcție, nouă direcție în care învățați să vă iubiți pe voi, pentru că o să fi voi lei, dar nu toți vă iubiți pe voi. Și repet, puțin ne iubim pentru că nu prea învățăm asta acasă și nici în societate, evident. Această transformare o capătă cei care o caută cu multe eforturi, da? Vreți să vă transformați. Există într-adevăr acest potențial, este un soare, da? Există un potențial de transformare interioară, da? Emoțională. Vă îndulciți, că regina de cupe e dulce, e blândă, dar în felul în care radiați, în care abordați oamenii sau vă exprimați. Pentru unii, posibil să comunicați cu cineva sau cineva vrea să comunice cu voi, ori o persoană publică, ori, da, care își dorește să vorbească cu voi, să vă ofere și o... Mare grijă dacă vă oferă o aventură, pentru că această aventură ar putea să se termine cu un consum de energie, da? Nu vreți așa ceva. Dacă vreți să folosiți această șansă, proiect sau posibilitatea de a crește în relație, luați-o cu pași mici, da? Soft, îndulciți-vă, înmuiați-vă un pic abordarea cu pași mici către dragoste, pentru că în primul și în primul rând trebuie să vindecați ceva din trecut. Și vindecarea durează, da? Dar am zis, am senzația că unii dintre voi comunicați cu cineva care e persoană publică. Și această regină de cupe poate să însemne un potențial de nouă dragoste, dar, repet, asta se face cu muncă, cu transformare mentală, se poate manifesta această nouă dragoste într-o direcție bună. Dacă rămâneți doar la faza de unii dintre voi de proiect, dacă nu-i dragoste sau de aventură, ar fi păcat, ar fi foarte păcat. Acum o să... Cam astea au fost mesajele generale. Rămâne de văzut cum le veți implementa în viața voastră, pentru că dacă sunteți aici și ați ascultat, înseamnă clar că aceste mesaje au fost pentru voi. Că vă plac, că nu vă plac, ce să mai, atâta să încerc eu să vă calmez pe unii, că vin anumite mesaje, nu vă plac tot timpul mesajele, pentru că asta e. Trăim acum ceea ce am manifestat în trecut și depinde cum v-ați trăit voi trecutul ca să manifestați acum vești bune. Da? Înțelegeți? Trebuie foarte mult să muncești pentru a manifesta aceste vești bune. Acum, haideți să vedem. Ia uite, judecata. E vorba de o transformare de Pluto. Transformare financiară. Pentru cei care ați avut de-a face cu un semn de aer, semn de foc și semn de aer, există niște dureri peste care trebuie să învățați să treceți, să transformați, să alchimizați lecția. Da? Trebuie alchimizată lecția într-o formă sau alta. Rezultatul, evident, că se vede în timp. N-are rost să-l spun eu acum, pentru că va varia de la persoană la persoană. Acum, da, au fost conflicte verbale cu cineva, posibil, nu obligatoriu, posibil semn de aer, pentru că apar spade și atunci, evident, da, uite, spade și detașare emoțională.
Hai să vedem. Leuții. Ia uite, alegere în dragoste. A fost dragoste, cineva a fost îndrăgostit, cel puțin o persoană a fost îndrăgostită, compatibilitatea era, însă știți cum e, că degeaba e compatibilitate dacă nu este și dorința de a crea, de a construi relații. Așa că totul rămâne în suspans. Și unde vreau să ajung, vreau să spun că acești îndrăgostiți reprezintă și nevoia de a alege între două persoane sau între voi și altceva. Poate să fie și colaborări la locul de muncă. Vreți să mergi? Ce frumos, da? Faetonul și steaua, că de fapt faetonul către stea merge. Asta vreți să faceți, să mergeți către, ai uite, regina de foc, da? Regina de bâte, aici sunteți voi. Vreți să mergeți către destinul vostru, sunteți determinați. Aveți credință, aveți răbdare, cum am zis mai devreme, concentrați-vă pe dragoste, pe stimă față de voi și va veni și noua dragoste într-o formă sau altă. Ia uite, regina de bâte și soarele. Pentru unii posibil să fie și un alt semn de foc sau de... poate vărsător, rămâne de văzut cum o să apară în relații, rămâne de văzut, că sunt multe variante. De-aia am zis, hai totuși să facem și celelalte relații, celelalte zodii. Deci, leuții, odată de două ori, de trei ori, în cuplu. Ia uite, deja săr. Ia uite, regele de bâte a apărut, da? Merița? Clar a fost cineva care a manipulat. O situație... ia uite, jonglerul, manipulatorul, da, tot aia e într-o formă sau alta. Și alt mercur, cineva care fuge, cineva care minte, poartă mâști, da. Se încheie acest capitol și mergeți către, ia uite, către o nouă perspectivă, posibil, un alt semn de foc pentru unii, ia uite. Regina de bâte, berbec, leu sau, ce frumos, toate zodiile, săgetător. În relație cu acest semn de aer, a fost multă mândrie, încăpățânare și s-au manifestat dureri. Un ciclu care trebuie încheiat și vrei să o luați de la zero. Cine a fost aventurierul, nu-i treaba mea să scot în evidență, voi vă știți mai bine. Voi vă știți mai bine și evident că variază de la situație, de la vârstă, de la generație. Da, hai, încă o carte. Lei în cuplu de trei ori. O dată. Nu sunt multe. Da, trebuie să alegeți să vă faceți planuri de viitor. Cum să vă construiți cu răbdare și să vă studiați, da, viitorul. Vorbesc de viitor sau victoriile viitoare, bătăliile viitoare, da, ce frumos, să vă schimbați energia. Dar, am zis de viitor pentru că faetonul merge către destinul său. Hai încă o carte, ia uite, o dată, de două ori, de trei ori, așa se pe. Oho, frumos. Cineva manipulat, vedeți cu ochii voștri, da? Magicianul este invers. A fost un iluzionist. Că s-a păcălit pe sine, că va păcăli pe voi, voi știți? Acest ciclu de trădări, de dureri, de cuvinte grele, de atacuri pe la spate, trebuie încheiat, da? Trebuie încheiat. Că a fost în afara căsătoriei, că vorbim totuși de un cuplu, trebuie încheiat. Că încheiați prin iertare și ce frumos, interesant, da? Au fost măști? Interesant că a apărut, da, ați văzut. Ce se confirmă? Au fost măști, da? Concentrați-vă pe dragoste. Concentrați-vă pe dragoste față de voi, dar nu într-un mod egoist. Am spus de câte ori am putut. Nu într-un mod egoist. Îndulciți-vă și intrați, da? Drop into your heart. Picurați, intrați așa încet în inima voastră și explorați-vă inima. Adevăratele dorințe, nu dorințele egoului, de a poseda pe cineva, vorbesc de bărbați, evident, de a avea anumite lucruri. Aveți încredere, în primul și în primul rând, că veți trece peste această situație și data viitoare învățați, că a fost o lume, învățați lecția. Acum, la capătul setului de cărți, iaute, iar cineva cu marcaj, ca să nu zic nu să ai semn de aer, cineva cu marcaj, în semn de aer, foarte mult, mercur, da? Mercur, comunicare,
o comunicare nesinceră. Dar această situație trebuie schimbată. Trebuie omorâtă din fașă, dacă se poate. Altfel, veți consuma acest, veți continua acest consum de energie, veți continua aceste conflicte verbale. Posibil, aveți aici, aveți aici trei zodii. Vărsător, săgetător și fecioară. Da? Însă, mesajul, evident că poate fi citit și altfel. Dacă îndrăzniți să renunțați la acești manipulatori, la aceste situații, că sunteți voi, că sunt ei, iar nu-i treaba mea să zic, voi vă recunoașteți, vorbesc de cuplu, trebuie să puneți capăt acestor situații și să vă transformați radical. Focus on love. Aveți credință, cu răbdare, evident că transformarea nu vine cu răbdare. Și transformarea vine cu credință și l-am dat take a chance on love. Mergeți către dragoste față de voi, new love, iar nouă dragoste. Eventual, în momentul în care veți vindeca, vindeca înseamnă vindecare, înseamnă și temperanță și steaua, veți înțelege lecția spirituală, toate aceste confuzii și mistere pe care le-ați avut. V-ați lăsat, ați comunicat-o, eventual ați fost la distanță, v-ați lăsat în frig, în ceață, au fost aventuri, iluzii. Da, trebuie vindecate toate aceste lucruri. Dar vindecarea vine după ce înțelegeți lecția. Și eremitul caută steaua ca și faetonul. Da? Steaua este, concentrați-vă pe dragoste, da? Pe dragoste, pe acea lumină în voi ca să o puteți radia, cum am zis mai devreme, într-un mod plăcut celor din jur. Mora, oprește-te. Trebuie să vă înțelegeți fricile, emoțiile, mai ales bărbații, da? Fricile femeile, da, și bărbații au fricile lor, da. Vorbiți cu, ce am zis, aveți credință. Aveți credință, este reprezentată și de stea. Aveți credință că vă veți orienta către destinul vostru, că vă veți vindeca dacă vorbiți cu cine trebuie, cu îngerii. Altfel, dacă nu schimbați această situație, veți continua. Conflicte, consum de energie. Da. Deci cam asta este pentru cuplu. Of, of, of. Nu-mi place când dau vești de astea, dar întotdeauna într-o veste, știți cum e? O situație neplăcută ne îndeamnă, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, către o situație plăcută, către transformare, către învățătură, către multe. Adică este spre beneficiul nostru într-o formă sau altă. Iau, trebuie schimbată energia. Acum nu știu dacă e la voi. Da? Trebuie să ieșiți dintr-un blocaj mental și să schimbați energia. Dar nu puteți să beneficiați de acest noroc de roata norocului de Jupiter decât dacă ieșiți din această energie. Altfel, nu aveți cum. Nu știu pentru cine o fi, semn de foc. Că o fi în cuplu, că o fi singur, acest semn de foc, că tocmai făceam trecerea către cei singuri, iar variază. Da? Haideți să vedem cei singuri. Leuți și leoaice. Singurei. Leuți și leoaice. Leoaice. Am și un leuț acolo, se vede? Ia uite acolo, cum stă la de ani de zile. Singura păpușă. Da. Singur. Iar apare zodia leului. Ha, ok. Încă două cărți. De trei ori, ia. O dată, de două ori. Ah, trei de cupe. Bucurii. Vă întâlniți cu prietenii. De trei ori, o dată. Sunt multe. Sunt prea multe. De trei ori. Ia uite, cineva plânge, s-au fost lăsați. S-au lăsat. Cineva se simte singur după o situație, o aventură, poate, un semn de pământ, un semn de aer, o aventură în care, cred că amândoi, v-ați separat și nu vorbiți. Hai. O dată, de două ori, de trei ori, așa. Încercăm să așeze. Și aici apare. Aproape asemănător ca la lei în cuplu. Semnul de foc primul. Trei de cupe, dragii mei, bucurie, bucurie, dar mare grijă pe lângă cine stați, cu cine vă împărțiți paharele,
Da? Care sunt prietenii cu care vă petreceți voi timpul? Pentru că aveți cel puțin o persoană care vă minte. Da? Mare grijă. Cel puțin o persoană care fuge din local, vă bârfește, vă anunță, vezi că ai ieșit cu prietenii, vezi că e acolo, vezi că e cu mine, vezi că nu-i cu tine. Da? Pare rău că trebuie să zic că există un triunghi amoros. Chiar dacă sunteți singuri, da? Friends with benefits, unii alții, există acest triunghi amoros. Dar, take the lead. Luați conducerea și învățați să selectați prietenii. Altfel, veți suporta, eu știu, consecințele unei toleranțe care nu este normală să existe. La capătul setului de cărți, 0, nebunul, cavalerul de bâte, 4 de cupe, 6 de monede, prietenii, conflicte. Aveți iar conflicte cu un semn de aer, cuvinte grele. Poate acest semn de aer îl aveți la lucru, persoană invidioasă sau persoană care, eu știu, sunt multe situații, da? Regina de spade lângă acest conflict nu dă prea bine. Cineva care vorbește, când se enervează, vorbește destul de agresiv. Sau face boacăne. Măcar atât așa. Eu zic frumos boacăne, dar poate să însemne mai mult, da? La locul de muncă, 8 de monede. Clar. Unul atrage atenția. Probabil că cineva atrage atenție, frumos, frumoasă, care o fi, atrage atenția, s-a obișnuit să atragă atenția și se creează conflicte. Și nu doar, iau, de 5 și 5, nu doar conflicte, dar și verbale, dar și energetice. Ia uite, o situație absolut toxică. Posibil există un personaj, că sunteți voi, că sunt ei, care creează oarecum niște obsesii sexuale pentru cei din jur și atunci, știți cum, 6 de bâte nu mai este în varianta sa pozitivă, este un narcisist sau o narcisistă, da. Persoană care s-a obișnuit să atragă atenția, că e frumos, frumoasă, da. Trage atenția într-un mod evident, epatant, sexual. Eu știu pentru cine o fi, da? Și se creează aceste conflicte. Nu mai intrați în aceste conflicte. Chiar în cazul să vă primiți în cercul vostru de prieteni asemenea oameni. Dacă este o persoană care vă instigă, da? La un risc nebunul, la o nebunie, la o aventură, mare grijă pentru că la un moment dat se va plânge, se va regreta, și se va dezechilibra și situația financiară, că na, anumite persoane nu ies, da, doar după un pahar de suc. Au nevoie de mai mult. Adică se va consuma un pic financiar în situația asta, înțelegeți, da? Și nu știu dacă merită. Mare grijă. Mare grijă. Cam asta e. Aș fi vrut altfel de mesaje, dar mare grijă. Evident că persoana aceasta poate să fie și un mesager. Dar cu atâtea cărți pe care le-am văzut și vi le-am arătat în spate, selectați bine, dragii mei, selectați bine. Voi rămâneți în valoarea voastră, în energia voastră. Fiți creativi! Fiți creativi! Concentrați-vă pe creativitate, nu pe acești măscărici. Măscărici. Și ar purta doar masca contra COVID, dar au și alte măști. Au și alte măști, dragii mei. Leuți și luaice. Mare grijă. Cu cine vă petreceți timpul? Mare grijă. Hai să vedem. Leu cu berbec. Leuți cu berbecuți. Teoretic ar trebui să fie bine, dar ia uite. Sunt niște mistere secrete. Depinde pe unde aveți celelalte planete. Noi zicem așa, mesaje generale. Repet, dacă le ascultați, trebuie să le implementați pe undeva. Că vă plac, că nu vă plac. Undeva se manifestă ele. De 3 ori, odată. De 2 ori. De 3 ori. Ok, toki. Valetul de cupe. Ah, e bine deocamdată. Frumos! Frumos! Aveți doi ași. În mijloc asul de spade și aici asul de monede. Bine!
Da, cineva va face o ofertă, ori voi, ori ei, evident că nu poți să, din câteva cărți, e etalarea așa de generală, variază. Se va face o ofertă de, poate primiți un dar, că tot ați primit daruri ziua voastră, cineva va face un dar, dacă sunteți cei cu soare, dacă aveți lună sau Venus, se manifestă altfel, evident. Cineva își dorește o relație, își dorește o relație în adevăr și o relație stabilă. Și se vrea o comunicare emoțională. Acum depinde de ce alte planete aveți. Se vrea o comunicare emoțională. Da? Drop e o picătură, da? Into your heart. Și voi sunteți marcați de chakra inimii. Cineva se exprimă într-un mod sensibil, ori voi, ori ei, se încearcă comunicarea. O împăcare, eventual, și manifestarea unei pasiuni. Regina de bâte este seducătoare, că sunteți voi, că sunt ei, tot semne de foc. Da, amândoi seducători, amândoi creativi, amândoi ambițioși. Da, într-un fel, evident că vă potriviți dintr-un punct de vedere. Dacă reușiți să comunicați în adevăr și emoțional și creativ, da, manifestați magia. Magia frumoasă, tot ce e mai frumos, tot ce e mai magic. Cineva își dorește nu doar comunicare, nu doar emoții, chiar niște daruri să ofere și chiar o relație de lungă durată. Dar, repet, fiți selectiv. Este într-adevăr chimie. Unul este mai atras de celălalt. Sau neapărat unul este mai... A, unul este mai îndrăzneț și altul este mai precaut. Da. Da. Unul are niște ziduri protectoare pentru că a trecut prin multe. Oh, regele de cupe. Poate că aveți marcaj. Dacă unul dintre voi aveți marcaj în semn de apă, pești, rac, da? Sunteți mai... defensiv, pentru că ați trecut prin niște situații. Prin niște situații neplăcute, cu un semn de aer. Da. Însă, există chimie. Dar, repet, e interesant, da? Acest personaj. Am zis că unul oferă această cupă celuilalt. Există potențial de dragoste cu răbdare. Cu răbdare, cum zice și mesajul la început, aveți răbdare, aveți credință. Dar deocamdată manifestați ce e frumos. Nu doar chimia, atracția, creativitate. Eu asta văd la regina de bâte, este creativă. Probabil unul dintre voi este mai spectaculos. În ce sens? Unul se ocupă de chestii magice, de chestii care țin de spectacol. Dar comunicați corect ca să se înțeleagă lucrurile corect. Altfel, da, cărțile sunt faine, în principiu. Ia. Mura. Leu cu taur. Leu cu taur. O, Doamne! Dureri de cap. Hai să vedem. Leu cu taur. De 3 ori amestec, așezați-vă. O dată, de 2 ori, asul de cupe, ce înseamnă asta, vedem. 8 de monede, apare semn de pământ. De 3 ori. Deocamdată, cred că unii dintre voi sunteți într-o separare. Cineva s-a detașat emoțional în această relație, da? Relație foarte profundă, semnul, da? Semnul leului. Foarte profundă pentru că apare 6 de cupe. Depinde și ce marcaj aveți. Da, iar apare. Cred că leii sunt foarte emoționali. Dar, chiar dacă sunt foarte emoționali, au trecut și ei prin niște situații, au fost niște separări între voi de-a lungul timpului. S-au separat și voi și ei. Da. Trebuie să vă transformați emoțional în această relație, pentru că la capătul setului de cărți apare 8 de cupe, care înseamnă transformare emoțională. Transformare emoțională în această relație. Și voi ați, voi, da, care aveți multă dragoste de fel și multe emoții. Mura, oprește-te. Te rog frumos.
Da? Ați trecut prin niște stagnări, prin niște situații neplăcute, probleme financiare, v-ați separat de acest personaj, față de care totuși aveți multă chimie. Atracție, nu chimie, atracție. Da? Unul este mai defensiv, unul pune ziduri. Posibil, în spatele unuia dintre voi mai sunt și alte personaje. Dar, în primul rând, sunt experiențele trecutului care atârnă și care ne provoacă la noi perspective. Din acest motiv, probabil, ați încercat o detașare emoțională. Dar central în aceste cărți aveți 8 de monede. Asta înseamnă să lucrați. Da, este semn de pământ, este Taur. Probabil că Taurul se concentrează pe bani, dar nu doar Taurul. Pentru că este 8, este luna august, poate să fie și semnul leului, care vrea să se alchimizeze, cum am zis mai devreme. Este cineva care toarnă în forme aur. Posibil. Unii dintre voi simțiți că... pentru cine o fi acest mesaj, nu știu. Dar pentru cineva este. Pentru unii dintre voi, semnul Taurului are tendința să vă impună forma în care stați. Și nu prea vă place. Din acest motiv apar îndrăgostiții. Moment de alegere, important în dragoste. Da, există complementaritate, există atracție, există emoții, dar acest as de cupe poate să însemne și vindecarea voastră în acest context. După ce alegeți vindecarea voastră, dragoste, focus on love, dragoste față de voi, da? Wow, interesant. Pentru cine o fi acest mesaj, am zis cineva... Semnul, da, aurul este pus în formă și forma este reprezentată de semnul de pământ, da? Pentru că reprezintă eboșa în care se așează acel, da, încadramentul, rama și aurul alchimizat. Cineva încearcă să vă transforme. Mie personal nu-mi place când cineva încearcă să mă transforme, da. Eu accept doar persoane și sunt foarte puține persoane care mă inspiră și care pe care le față de care m-aș deschide să zic către o transformare. Asta e. Ascendentul meu în leu. Poate mai sunt și alte poziții, dar mie nu-mi place când cineva încearcă să mă transforme. Nu știu pentru cine o fi acest mesaj. Leu cu gemeni. Ia uite, 9 de băte. 9 de băte. O situație dezechilibrată. Cineva e precaut, are niște ziduri de protecție. Ia, de 3 ori, o dată. De 2 ori. De 2 ori. 6 de băte. Se dorește o transformare. Se dorește o colaborare pentru că unul dintre voi încearcă să-și asculte intuiția. Unul dintre voi este căsătorit. Unul dintre voi este căsătorit. Așa mi-arată cărțile, da? Și... ce a fost între voi este, să zicem, un secret, Marea Preoteasă. Dar se dorește o transformare, o renaștere, măcar să rămâneți prieteni, colaboratori, iar poate să varieze. Aveți 9 de băte, 8 de băte și central 6 de cupe. Simțiți, da, corespundeți emoțional, comunicați bine. Comunicați bine. Este o împărtășire. O completare frumoasă între voi doi, chiar dacă sunteți diferiți. Dar unul dintre voi trebuie să învețe să pună niște limite, niște granițe în această relație. Ca să se păstreze această, să zic, să se transforme și să se păstreze această colaborare, prietenie. Dacă vreți să păstrați prietenia, trebuie să puneți niște granițe și să, evident, să continuați comunicarea.
Dar o comunicare, repet, emoțională, creativă, constructivă, pentru că până acum unul dintre voi nu a comunicat frumos. Ba, ori n-a comunicat, regele de spade, ori a comunicat agresiv sau așa, mai din topor, să nu zic musai agresiv, că astea sunt spadele, și s-au produs lacrimile. Cinci. Cine este în această postură care plânge? Iar poate să varieze, că plânge semnul de aer, că plânge semnul de foc, e casa a cincea leului, iar variază. Dar eu așa am văzut. Unii dintre voi probabil că simțiți că e o legătură profundă dintr-o altă viață și din acest motiv, chiar dacă cineva a fost căsătorit, tot ați încercat să mențineți această prietenie. Dar, repet, dacă unul dintre voi e căsătorit, trebuie menținute granițele și continuată comunicarea sub forma prieteniei. Așa simt. Ia uite. Cineva vrea să-și facă planuri. Cum să crească financiar. E bine să-și facă o firmă? Sau pur și simplu? Hai să vedem. Deci, leu cu rac. Are pe jore la că mai am și alte zodii de făcut. Mai trebuie să mănânc și eu de prânz. Ți-i dau și maică mi să mănânce. Mama mea, care nu poate, are nevoie de ajutor. Deci, de trei ori, o dată. De două ori, rac cu leu. De trei ori. Două. Nu s-au venit așa cărțile. De două ori, de trei ori. Ma, ce se întâmplă? Rac cu leu. Dacă aveți ascendent în leu și comunicați cu cineva cu planete în rac, sincer, pe casa 12-a, mie personal nu-mi priesc planetele altei persoane pe casa 12, depinde de voi ce aveți acolo. Însă, cavalerul de monede, lucrurile se dezvoltă greu. Lucrurile se dezvoltă greu, dar în acest motiv, în moment, aveți central între voi doi sau în mijlocul acestei situații 5 de spade. 5 de spade pot să fie discuții, argumente, dorința de a-și impune părerea unul sau altul, așa, sau pot să fie invidioși. Da, pot să fie invidioși. Mare grijă, pentru că sunt trei persoane. Mare grijă să nu vină cineva să zică taca, 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 ba la voi, ba la ei și să se creeze aceste conflicte. Aveți 2 de 5, 5 de spade și 5 de cupe. Dacă vă lăsați influențați de aceste conflicte, că sunt voi, le aveți voi între voi sau apare o altă persoană care vă influențează, nu vă lăsați influențați pentru că veți ajunge la lacrimi, la. Și atunci va trebui să faceți un cântec trist de dragoste. Lala. 5 cu 5. 5 este casa 5 a leului. Schimbați toate aceste conflicte, toate aceste lacrimi, regrete. Poate că unul stă foarte mult în trecut și influențează încă această relație și din cauza că unul stă foarte mult în trecut, în ce s-a întâmplat, ori între voi doi, ori în viața personală. Și în acest motiv se creează și conflictele și avansați greu în această situație. Dar aveți potențial de stabilitate unii dintre voi. Unul dintre voi își dorește stabilitate. Clar. Uf. Dar au fost niște situații foarte triste, niște separări în viața cuiva. Aveți un rege de monede și o preîmpărăteasă. Unul este foarte stabil financiar, foarte bine financiar, celălalt, nu contează femeie, bărbat, e pe cale să devină. E persoană independentă, muncitoare, da? Puteți începe un nou capitol în viață, împreună, așa văd. Puteți să vă oferiți stabilitate dacă lăsați un trecut. Repet, aceste spade văd aici, ia uite. O lecție spirituală. Cel puțin unul a trecut prin niște dezamăgiri. Mari dezamăgiri, trădări, boli, suferință, o separare în viața personală.
că o fi între voi doi, această separare, că fi în viața unuia sau altuia, repet, unul dintre voi încă este în această stare de regret, dar nu se uită la acest potențial, doi de cupe. Și pentru că a venit lumea, învățați lecția trecutului, lăsați-o și ieșiți. Învățați lecția, eremitul. Ieșiți din situația asta. Și concentrați-vă pe un nou capitol în care puteți, dacă vreți, puteți să fiți stabili. Dacă vreți. Și dacă nu stați foarte mult cu energiile, cu gândurile, cu emoțiile în situația din trecut. Adică este nevoie de vindecare. Dar unul încearcă totuși. O abordare practică, soft, da? Mai blândă. Poate un cadou, ceva. Hai, draga mea, nu mai plânge. Uite că ți-am cumpărat o mașină nouă. Da, ce frumos ar fi, nu? Să primești cadou o mașină. Nu te mai gândi la X, la Y, că eu sunt mai bun, mai bună decât X. Ce frumos ar fi. Leucule, eu nu știu la cine e, cineva, pentru cineva, ori pentru rac și leu, ori pentru leu și leu, rămâne de văzut. Cineva căsătorit are niște obsesii. Ori obsesii pentru bani, ori obsesii pentru sex. Acum, pentru cine o fi aceasta, rămâne de, acest mesaj rămâne de văzut. Deci, acum fac. Leu cu leu. Mai sunt cupluri, da, lei cu lei. O dată, de două ori, de trei ori, așezați-vă. De două ori. Acum așezați-vă de trei ori. Uf, leu cu leu, ia să vedem. Mai. Leu cu leu. Acum depinde ce aveți. Dacă aveți Venus în leu sau lună în leu, lăsați în urmă niște dureri, niște boli. Bine ar fi. Lăsați în urmă persoane care nu v-au umplut cupele și mergeți către nouă de cupe, care în acest moment este exprimat de împărăteasă. Ce înseamnă împărăteasă? Înseamnă o persoană care se iubește. Focus on love, da? Focus on love, aveți credință, da? Mergeți de la 8, transformare emoțională, către 9, 9 este simbol spiritual, către credință. Credința voi, aveți credință în voi. Unul dintre voi, pentru că avem leu și leu, este strălucitor acum, radiază. Împărăteasa poate să fie evident și o leoaică, da? Bine, mai fac și un pic spectacol, da? O persoană care atrage atenție, frumoasă, care are încredere în ea. Și celălalt, probabil, depinde ce planetă aveți, trebuie să înveți această lecție a încrederii în sine. Și în momentul în care se iubește persoana și are încredere și în sine și în acest cuplu, da? Lasă trecutul, cei care i-au influențat, asemănător cu oarecum cu ce a fost la RAC, în momentul acela puteți să creșteți. Dacă lăsați în urmă durerile, problemele, cupele goale, puteți să creșteți. Pentru cineva să fie în poveste și un taur. Pentru unii dintre voi să fie o poveste, în această poveste și un taur. Văd soarele și marele preot. Și 6 de monede, iar semnul taurului, iar vă semnul taurului. Pentru unii dintre voi să aveți un semn, pe cineva cu marcaj în taur, să zic, nu semnul taurului, cu marcaj în taur. Dacă este căsătorie, dacă soarele, dacă leul, dacă sunteți căsătoriți și cineva a pășit pe lângă, probabil că, eu așa simt, veți manifesta o transformare, că asta este central în 8, în august, transformarea emoțională, poate că la luna nouă, că luna plină a trecut, poate că deja ați început la luna plină, să mergeți către soția voastră, mama copiilor, dacă sunteți în cuplu, căsătoriți, da? Pentru că văd totuși simbolul căsătoriei și a tradițiilor. Dacă nu, repet, mergeți către creșterea voastră, către trezirea voastră spirituală și învățați să nu dați mai mult decât este cazul. Și
Posibil, pentru unii că vorbesc de leu cu leu, împreună puteți să echilibrați, să vă echilibrați. Să vă și oferiți, să și dați, pentru că vă înțelegeți oarecum. Ia. Leu fecioară. Evident că mesajele sunt foarte generale, vedeți pe unde le adaptați, pentru că poate să fie cuplu de lungă durată, poate să fie un cuplu de scurtă durată, leu fecioară. De 3 ori odată, de 2 ori, așezați-vă, de 3 ori, 6 de bute, 4 de cupe, nu prea comunicați. Și încercați să vă detașați de o atmosferă foarte glacială. Și detașându-vă, trebuie să vă vindecați, ia. Da, voi semn de foc, vreți să vă vindecați. E o situație destul de glacială, da. Glacială pentru că apare regele de spade. Posibil sunteți căsătoriți, apare regele de spade și regina de spade. Și atunci este un cuplu. Chiar dacă sunteți semne de foc și semne de pământ, nu contează. Contează că a apărut cuplul, da? Cred că aveți niște probleme aici. Unul încearcă să atragă atenția, posibil că atrage atenția, mai degrabă semnul leului are tendința să atragă atenția voit sau involuntar, iar variază. Și se încearcă o împăcare într-o situație. Însă celălalt nu primește împăcarea, nu prea, comunică destul de dur. Dacă a fost un triunghi, cel puțin o persoană este foarte selectivă. Pentru unii posibil să fi fost un triunghi cu cineva semn de aer. Evident că este posibil. Și atunci unul dintre voi, să zicem semnul de foc, e supărat. Pentru că a apărut în context un semn de aer. Și atunci apare, se creează această atmosferă rece, care nu comunicați și pentru că nu se comunică, unul dintre voi încearcă să se detașeze, semnul de foc, zic eu, să se vindece, să comunice cu, să se echilibreze mental. Dacă e al 2 la 4, da? Da, ca să vă vindecați, că asta înseamnă. Să vă regăsiți dragostea față de voi, bucuria de viață. Dar clar a fost un triunghi amoros pentru unii. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. 3 de spade, 3 de cupe, îndrăgostiții, 10 de bâte, 10 de spade, da? Și leoaica sau leul, în fine. Iar triunghi, iar 3, da? Și moment de alegere, da, clar, și de renaștere. Renașteți, dragii mei, de fiecare dată vă zic, renașteți către voi, în primul și în primul rând. Către voi, către potențiale voastre, către opțiunile voastre, dar nu opțiunile voastre creative, opțiunile pe care le puteți manifesta într-un mod creativ, pentru că până nu vă vindecați, nu o să iasă nimic. Nimic. Îmi pare rău pentru leu cu ce am făcut, cu fecioara. Am făcut? Mai. Hai să mai vedem. Mai să le mai amestec. Place. Adică nu-mi place. Vreau să zic că nu-mi place când suferiți. Da? Leu cu balanță. Leu cu balanță. Dezamăgire. Fără nicio supărare. Am senzația că multe balanțe dezamăgesc, mai ales bărbații. Nu vreau să judec, dar asta e. Deci leu cu balanță. Da? De 3 ori odată. Da. De 2 ori. De 3 ori. Chiar dacă a fost atracție între ei voi, a fost atracție, este central îndrăgostiții. Cel puțin unul a fost îndrăgostit de celălalt, dacă nu chiar amândoi. Însă, unul, ori este concentrat foarte mult pe bani,
Ori are pe cineva acasă, ori familia îi influențează, ori tradițiile, ori e căsătorit, căsătorită. Ne. Chiar dacă sunteți îndrăgostiți. Și atunci apare nevoia de a alege. E moment important de alege. Și ce alegeți? Că mergem către septembrie. Alege să înțelegeți, eremitul. Să tăceți, să păstrați tăcerea, să nu comunicați prea mult sau deloc unii dintre voi, pentru că cel puțin unul dintre voi, rămâne de văzut care e mai treaz, da? Spiritual, vrea să se concentreze pe dragoste, pe lumină, că asta înseamnă dragoste, lumina, lumina din voi. Vrea să înțeleagă lecția în această situație. Și iar apare vindecarea într-o... Iată, dragii mei, am zis mai devreme. O balanță are această tendință de a crea iluzii. O balanță, nu toate, dar o balanță în această situație. Dar vă mai dau și altceva. În momentul în care vă luați timp, vă luați timp să vă vindecați, să comunicați cu îngerii, să creșteți vibrațional, să descoperiți lumina și lecția, puteți să manifestați, să vă dau și celălalt mesaj, justiția divină, justiția divină, nu mai vorbim de balanță, vorbim de justiție divină acum, da? Care ce înseamnă? Înseamnă să vă vindecați de niște frici. De niște frici. Și unul și celălalt. Au fost frici emoționale în acest context. Mai ales semnul de aer. Are niște frici față de emoții. Da? Și fuge de ele. Și devine foarte închistat, așa, foarte rigid față de voi. Da? Voi care poate ați sperat, ați visat. 7 de cupe și ați așteptat 7 de monede. La, la, la. Și iar compuneți un cântec trist de dragoste. Da. Compuneți. Scrieți. Fiți creativi. Măi, trebuie să fac acest video odată. Ce să faceți în situațiile astea când sunteți decepționați? Leu cu ce? Cu scorpion. Wow, leu cu scorpion. Mai, mai. Vedem ce este. Leu cu scorpion, mamă, deja explodează lucrurile, sar cărțile. Leu cu scorpion. Deja? Ia să vedem. 3 cărți? Ok. Oh, a apărut scorpionul, a apărut scorpionul, a apărut și leu, a apărut și leu. Puh, ce frumos! A apărut și potențialul. Cavalerul de monede. Da, puteți să creșteți. Cu răbdare, pentru ei quadratură, da? Cu răbdare, depinde și ce planete mai aveți. Da, puteți fi, păi sunteți, într-adevăr, un cuplu de forță. Dar uneori, cel puțin, unul are tendința să fie mai supărăcios. Probabil semnul de apă, scorpionul. Da? Pentru unii dintre voi, probabil că, deci vorbesc de leu cu scorpion, pentru unii dintre voi, mare grijă să nu fie un semn de pământ în preajmă. Preajma cuiva, ora voastră, ora lor. Mare grijă. Da? Însă, pentru că este central, avem scorpionul. Nu doar zodia scorpionului, dar nevoia de a transforma radical această relație. La transformare. Probabil că la un moment dat nu veți mai vorbi. Pentru că asta înseamnă moarte, încheiere de situație până vă transformați. Până renașteți. Până renaște situația. Și asta se face în timp, evident, cu răbdare. Cu temperanță. Că nu-i temperanța, este puterea. Dar ca să fii puternic, trebuie să ai răbdare. Da? Iar e 8, luna 8-a. Regele de bâte. Trebuie să învățați să aveți încredere în această transformare, în acest proces. Foarte dificil, nu zic că e ușor și că se întâmplă peste noapte. Repet, între voi, semn de foc și semnul scorpionului, posibil să fie semnul taurului, pentru că apare semnul taurului și aici, da? Semn de apă, semnul taurului și semnul leului, iar și încheiere de capitol și schimbare de energie. Într-o nouă direcție. Într-o nouă direcție. Care va duce abundență. Concentrați-vă în această perioadă, dragii mei leuți, acum vorbesc de lei,
Când e vorba de transformare, concentrați-vă pe bani, pe stabilitatea voastră financiară și pe creativitatea voastră. Faceți-vă o firmă, că asta este regele de bâte, este întreprinzător, este antreprenor, da? Concentrați-vă pe antreprenoriat, pe creativitate. Da, creați și faceți bani din creațiile voastre. Sau faceți bani într-un mod creativ. În acest proces de transformare. Da, e pasiune, dar... Într-adevăr, am văzut și diavolul. Sunt mai multe mesaje, vedeți? Cu ce relaționați, cu ce rezonați, pardon. Leu cu ce era săgetător? Leu cu săgetător. Hai să vedem. De trei ori. O dată. De două ori. Frumos. De două ori. Ia să vedem. A revenit, l-am văzut și mai devreme. Interesant. Leu săgetător. Măi, cărțile sunt frumoase așa cum arată. Dar unul dintre voi trece prin multe, a trecut prin niște situații foarte dificile. Foarte dificile, niște situații în tribunal, unul dintre voi. Da? Niște invidioși, niște... Într-o altă direcție au fost niște situații foarte dificile pentru unul dintre voi. Central, leu cu săgetător, regele de cupe. Asta e frumos, ne concentrăm pe cele trei. Da? Dragoste, dragoste adevărată. Se poate să fie dragoste adevărată, depinde și ce planete aveți pe acolo. Lună, da? Venus, pe unde le aveți. Se poate să fie dragoste adevărată, chiar dacă nu este arătat așa într-un mod epatant, dar se simte. Și vă oferiți stabilitate. Unul dintre voi atrage atenția mai mult, unul dintre voi probabil că lucrează cu publicul, este mai... zbătător, să zicem. Celălalt oferă stabilitate. Aha, da. Unul dintre voi muncește mai mult pentru această dragoste, dar care o fi acela, reușește să creeze stabilitate. Probabil că sunteți suflete gemene, într-un fel sau altul, da? Apare și dragostea adevărată, pentru mine regele de cupe, dragostea adevărată. Da? Aici apare 11-11, da? La capătul setului sunteți un cuplu puternic. Dar, repet, unul dintre voi a trecut prin niște situații neplăcute, ori cu un semn de aer, da? Conflicte mari, ori în tribunal, semn de aer. Ceva marcat, să nu mai înțelegeți greșit. Cineva marcat de aer, da? Și sunt multe, sunt cel puțin trei semne, da? Puteți să aveți Mercur, Marte, acolo nu contează, da? Cu cineva ați avut niște probleme. Hai să le pun... la loc. Dezamăgire, da? Dezamăgire, am zis. Da, am zis unul dintre voi, probabil, că tocmai din cauza că a trecut, este mai stabil și celălalt trebuie să lupte pentru această stabilitate și pentru a dovedi dragostea. Leu cu Capricorn. Știu că există. Leu cu Capricorn, de trei ori odată. Doi. Așezați-vă de trei ori. Asta. Probabil că aveți marcaj pe semne de apă sau... aveți niște planete în vărsător. Dacă aveți niște planete în vărsător, probabil că Saturnul ăsta vă va ajuta să reclădiți ceva. Sunt niște secrete. Niște secrete care țin de emoții. Dar central este transformare emoțională, 8 de cupe. Dar ce înseamnă 8 de cupe? 8 de cupe merge către nou, către dragoste față de voi, către pasiune. Către asul de bâte. Cel puțin unul dintre voi lasă în urmă ori un semn de apă, ori un semn de apă este lăsat în urmă, ori rac, pești, scorpion,
Ori lasă în urmă niște frici, niște mistere, niște confuzii, ca să meargă cu încredere în acest cuplu, ca să-și recapete vitalitatea, eventual să meargă către semnul de foc, către semnul leului, sau cine are marcaj în leu. Dar e clar o transformare pentru că 8 înseamnă transformare pentru mine, transformare emoțională în general și aici este confirmată și de lună. Și transformare care se va finaliza cu încredere. 9 de cupe asta face. Are satisfacție emoțională și în momentul în care ai satisfacție emoțională, în momentul în care te iubești, recapeți încrederea în tine. Posibil, aha, interesant, asul de bâte, posibil semnul de foc inspiră pe celălalt la această transformare. La capătul setului de cărți apare vindecarea într-un triunghi sau în niște chestiuni care țin de construcție, de construcția voastră în cuplu, da, de creșterea voastră spirituală. Și apare și regele de monede. Regele de monede, semnul Capricornului, acum să zicem, da, care oferă, este urmat de temperanță. Probabil că pentru unii dintre voi acest semn de pământ vă dă, că există și Capricorn evoluați, hai să fim serioși, că nu sunt toți diavoli. Pentru unii dintre voi, acest semn de pământ vă dă stabilitate. Da. Poate să fie la locul de muncă. Pentru unii, da. Pentru că e pe casa a șasea, a muncii, pentru cei care aveți ascendent. Dar puteți să-mi spuneți, dar eu văd în acest moment acest semn de pământ destul de evoluat. Destul de evoluat, destul de educat, da? Dispus să colaboreze, da? Și să vindecați împreună. Să împliniți un destin împreună, o misiune. Acum ce ar trebui să fie? Leu și vărsător. De 3 ori odată. Leu și vărsător de 2 ori. De 3 ori. A fost, deci, prima carte, 9 de spade, dureri, dezamăgiri, boală chiar, sufletească, mentală, griji. Pentru că simțiți că este o legătură profundă spirituală, dar această legătură profundă spirituală trebuie abordată tradițional, profund, cu înțelepciune, ca să poată să renască, dacă asta vreți, dacă asta vreți. Pe de o parte, probabil că se pune în discuție problema aceasta a spiritualității, a tradițiilor, posibil unul dintre voi să fie căsătorit sau într-o relație de lungă durată. Și se dorește o transformare, o renaștere. La capătul setului de cărți apare justiția, 8 de spade. Se dorește o transformare mentală. Se dorește dreptatea într-o situație nedreaptă. Se dorește reconstrucția într-o situație dezechilibrată, pentru că unul dintre voi a fost foarte emoțional în acest context și s-au creat niște dezechilibre. Posibil, unul va dori o împăcare, o reechilibrare, valetul de monede, urmat de 6 de monede. Dar, pentru că e 6 și cu 1, 7, va trebui să aștepte, pentru că cel puțin unul dintre voi trebuie să se transforme mental. Da? Cel puțin unul dintre voi trebuie să se transforme mental în această situație. Dar evident că mesajul este foarte scurt. Nu pot să citesc foarte mult la fiecare zodie, la fiecare combinație, pentru că vreau să termin, da? Leu cu pești.
Leuț cu peștișori. Iar știu cu leuț și peștișori. Acum că sunteți în cuplu, că sunteți o relație de lungă durată, căsătoriți sau sunteți doar prieteni, evident că poate să varieze ea de trei ori. Care era asta? Okay. Data. Și simțivă. De două ori. Asta? Sunt cam multe, dar în fine. Ia uite, apare Marea Preoteasă secretă. Ah, sunt multe cărți, nu pot, dar... Îmi pare rău. Pentru unii care sunteți acasă, asta o să le reamestec, pentru unii care sunteți acasă într-o relație de lungă durată, da? Sau aveți casă, da? Familie. Unu este foarte egoist. În acest context, cu 5 de spade, cu 5 de spade în preajmă, 9 de cuperi văd foarte self-centered, da? Foarte concentrat pe el, da? Și mai puțin pe celălalt. Pe când celălalt, de obicei, asta, și una și celălaltă e cartea... Dar eu așa simt. Da. Unul este foarte concentrat pe el. Și celălalt tot încearcă să ofere ceva, să echilibreze o situație. Dar, repet, există cel puțin un personaj care jonglează două situații. Asta pentru că prima carte a apărut 7 de spade. Există o mască în această relație. Cineva poartă măști. Uite. Ok. Ec, bate soarele. Bate soarele și nu ne vedem bine, apropo de măști, da? 7 de spade, asul de bâte și puterea. Central, aveți inspirație, aveți pasiune împreună, dar este foarte posibil, pentru că apare un mincinos, un fugăcios, așa îmi place mie să zic, da, mai mult și eu cu cuvintele, da, cineva încearcă să fugă din cuplu, din cuplu, un cuplu de forță, un cuplu care a trecut prin multe, are putere, da, ca să meargă către această aventură. Acum că cine vine, vine sau pleacă, da? Că acest măscărici vine sau pleacă, iar variază. Dar, dacă nu sunteți căsătoriți, unul este căsătorit. Sau într-o relație de lungă durată cu altcineva, vedeți? Dar nu știu de ce s-a schimbat lumina. Unul este. Dar, acum... Că sunteți căsătoriți, că nu sunteți căsătoriți, eu cred că unul dintre voi are această revelație, inspirație, referitor la un escapism, la niște strategii mentale, niște jocuri mentale pe care celălalt le practică. Și dacă are această inspirație, are și inspirația de a o aplica în relație ca să transformați, pentru că este 8, este transformare și cel puțin 1 va tempera pe celălalt, cel care a evoluat spiritual îl va tempera pe celălalt care are tendința să fugă, da? Să-și urmeze instinctele mai mult, da? Și îl poate crește spiritual. Asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă foarte mult. Îndrăgostiți, da. Sunteți îndrăgostiți, vă completați, dar apare nevoia de a comunica adevărul, pentru că unul își dorește foarte mult controlul. A zis, nu este deschis, unul își dorește controlul. Unul este într-o... Mamă, mai, ce energie toxică aveți în spate, cel puțin unul dintre voi. Se dorește comunicare. Este nevoie de comunicare. Aveți inspirație, asul de bâte, aveți pasiune. Dacă vreți, puteți să mergeți mai departe. Dar, dragii mei, trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți.
Pentru unii să apară cineva cu marcaj în, marcaj în semnul gemenilor în această situație. Nu pentru toată lumea. Dar dragostea asta, dacă nu este comunicată corect și nu este manifestată corect, se ajunge la toxicitate, la dependență. Eventual, unul este între o relație toxică, c-o fi cu voi, c-o fi cu altcineva, iar variază, că sunteți voi, că sunt ei, iar variază, și între un potențial de dragoste profundă. Dar trebuie să aleagă, trebuie să comunice. Trebuie să facă justiția divină într-o situație foarte neplăcută, niște dezamăgiri acasă. 4 de monede înseamnă legături karmice pentru mine, dezamăgiri acasă, 10 de cupe. Da. Uf. Prima carte se zice că e cea mai puternică, dar și cea centrală, să zicem. Prima carte, apărut mincinosul. Dar să zicem, central este soluția, asul de bâte, inspirație. Eventual, luați-vă puterea să vă concentrați pe transformarea și creșterea voastră spirituală. Acum, cine minte, nu sunt aici să din trei cărți să vă spun exact cine minte, dar unul dintre voi e toxic, are relații toxice în preajmă, are tendința de a controla, de a manipula. Cam asta e, dragii mei leuți. Vă pup, vă doresc dragoste, pace. La soare te poți uita la mine? Ba! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Pa!